Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are tarotul și oracolele, da, în acest moment pentru tine. Și avem deja două mesaje din partea oracolului iubirii, care vorbesc despre o conexiune foarte puternică, o conexiune eternă și o conexiune care aici nu se rupe, da? Poate să fie o conexiune care este foarte puternică și care este foarte greu de rupt, da? Avem aici, în schimb, un sfat din partea îngerilor și anume, câteodată este cel mai bine să renunți și să lași universul să lucreze. Da? Să se întâmple la momentul potrivit. Cumva aici simt eu că unii probabil vă aflați într-o conexiune foarte puternică și fie nu o puteți rupe, fie doriți foarte mult să dețineți controlul într-o situație anume și atunci îngerii zic să lăsați lucrurile de la sine. Da? Ce mai zic îngerii despre ceva foarte profund, da? Ci că trebuie să te uiți adânc în sufletul tău și să descoperi scopul, da, din această relație, pentru că oamenii nu se întâlnesc întâmplător. Da? Oamenii nu se întâlnesc întâmplător. Ok, hai să vedem acum din punct de vedere al tarotului, să vedem ce zice tarotul pentru. Ok, a început citirea, iar la baza pachetului avem arcana majoră, spânzuratul și asul de bâte. E ca și cum unii vă concentrați prea mult pe muncă, da, și din acest motiv poate iubirea, știu eu, nu apare. Este și un moment în care unii dintre voi parcă aveți chef așa de distracție, aveți chef să faceți ceva și atunci puneți pe pauză. Este și un moment de sacrificiu. În unele cazuri văd o pasiune pe care o aveți, da? Și sunteți gata să sacrificați multe pentru acest aspect, însă spânzuratul aici vorbește și despre o conexiune cu zodia Pești, dar și despre un mod nou de a vedea lucrurile, un mod nou de a vedea lumea, un moment de odihnă, de pace. Aici e clar că se cere o pauză, se cere o pauză. Poate ai nevoie de o pauză ca să gândești mai limpede. Aici avem un 6 de bâte, ceea ce înseamnă o victorie, o bucurie. Poate este vorba despre o întâlnire cu un prieten, poate este vorba despre ceva frumos care se întâmplă acum în viața ta. Și apoi ce urmează este regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn. Dar văd clar aici un moment în care tu te vei simți apreciat, te vei simți bine, vei avea o mai mare încredere în tine. Da? Poate să fie și un moment în care mergi să te răsfeți, mergi să faci ceva pentru sufletul tău, pentru viața ta. Hai să vedem, uite, sau o prietenă, da, care, nu știu, apare în viața ta și care îți schimbă perspectiva. Hai să vedem 6 de bâte, despre ce vrea să zică. Regele de monede, frumos, deci o legătură aici din nou cu o zodie de pământ, însă parcă este vorba despre un cadou pe care cineva ți-l face. Poate este un moment în care cineva are o foarte mare încredere în forțele proprii și poate ți-a zis ceva, ți-a demonstrat ceva și cu spânzuratul e posibil să te fi lăsat așa foarte mult pe gânduri. Șapte de bâte. Văd pe cineva aici care luptă pentru tine sau poate tu lupți pentru acest bărbat, pentru această situație. Să vedem regina de monede, ce vrea să spună. Puterea și doi de bâte. Aici e clar că tu îți recapeți puterea și e ca și cum începi să vezi lucrurile în perspectivă, începi să vezi lucrurile pe termen foarte lung, începi să vezi imaginea de ansamblu a lucrurilor. Da? Asta e important. Și dacă ești femeie, văd aici o întâlnire, repet, cu o prietenă, cu o persoană dragăție și parcă întâlnirea asta sau ieșirea asta pe care o ai, da? Poate vrei să ieși undeva, lucrul ăsta să știi că îți va oferi o mai mare încredere în tine. Și aici ce mai văd este că în urma unui drum, da, pe care îl faci, afli ceva sau te întâlnești cu cineva fără să vrei. Cavalerul de monede, soarele, o legătură din nou cu zodia Leu, deci
văd o persoană serioasă, sigură pe ea. Este o persoană care fie este în jurul vârstei de 35 de ani, cam așa, sau are un aspect fizic, da, care arată așa. Este o persoană cunoscută, o persoană cu succes, cu bucurie. Însă ce văd eu e că tu reușești aici în urma unui drum să-ți recapeți energia, da? Nu știu, poate mergi la cumpărături sau mergi undeva și te bucuri de viață. În primul rând avem aici 9 de monede și 4 de spade. Parcă este un moment de odihnă pentru tine, de răsfăț. Văd fie faptul că în acest moment te simți ca o persoană independentă din punct de vedere financiar, te simți împlinit, mulțumit, realizat. Patru de spade vine și cu o dorință de pauză, de liniște, da? De relaxare. Și se accentuează acest mesaj cum că îți dai seama, da? Deci foarte mulți conștientizați că în acest moment e nevoie să puneți pauză, e nevoie să vă odihniți, e nevoie să dați un pas în spate, să vă luați puțin timp pentru voi, pentru a lua cea mai bună decizie. Da? Sau poate universul ăsta zice, băi, stai, pune pauză, lasă-mă pe mine, că știu eu mai bine ce e ok pentru tine și ce nu. Hai să vedem 9 de monede. Da, o concentrare foarte mare pe sfera financiară văd aici în acest moment, sau faptul că ești o persoană pentru care faptele, dovezile fizice, palpabile, astea contează, nu vorbele, nu alte lucruri. 6 de bâte, da. Deci o bucurie foarte mare aici, văd eu, în acest moment. Așa cum am zis, parcă vrei să te răsfeți, îți conștientizezi valoarea. Pentru unii puteți să aveți o realizare foarte mare privind o pasiune pe care o aveți. Da? 4 de spade. Da? Stres și 8 de cupe. Văd aici și o ambiție, ca și cum te ambiționezi să faci ceva, da? Și cărțile zic, uite, că până la urmă e ok să lași stresul ăsta în pace, să te duci să te odihnești. Deci din nou se repetă mesajul. Tu aici reușești să lași ceva în urma ta, să lași ceva în spatele tău. Patru de spade, regele de cupe. Ei, uite, poate fi un moment de odihnă împreună cu o persoană dragă, dar pentru unii aici văd și poate faptul că vreți un concediu medical sau vă gândiți să mergeți la un medic să vă rezolvați ceva. Da? Parcă primești un sfat de la o persoană. Însă, în alte cazuri, e ca și cum, uite, vine cineva și te invită în oraș, e un cavaler de cupe, poate pe la muncă, da, te invită cineva la o cafea, la o plimbare și văd aici lucruri bune. Da? Hai să vedem surpriza pentru tine. E 7 de bâte și 2 de spade. Surpriza vine. Uite, că am ieșit 7 de bâte și aici. Surpriza, uite, poate să vină de la persoana asta care ia o decizie. Sau este cineva care încearcă să demonstreze ceva anume, cineva care ia atitudine privind o situație. Și ce mai văd aici cu 2 de spade este o lipsă de comunicare a cuiva. Hai să vedem, 7 de bâte, da? Cineva care vrea să demonstreze ceva. Wow, 10 de spade, marele preot. Aici surpriza pentru tine este că cineva ia atitudine privind ruperea unei relații sau privind colaborare. E ca și cum cineva îți oferă un exemplu, pentru că 10 de spade și cu marele preot poate să însemne și ruperea unei relații de durată. Da? Șase de monede, asul de monede și uite, văd aici un cadou pe care cineva ți-l face. Poate să fie și faptul că cineva ți oferă o șansă, da? O șansă. Doi de spade. Opt de spade. Patru de bâte, trei de bâte, foarte multe cărți.
O bucurie într-un drum scurt, comunicare, petrecere, sărbătoare și blocaj. Da? Cineva aici e ca și cum evită să comunice. E blocat. Nu știe, nu rămâne fără cuvinte. Deci, surpriza e că cineva aici rămâne fără cuvinte. Valetul de bâte, cavalerul de spade. Cineva care va reacționa într-un mod ciudat în același timp. Ca și cum face un gest și după aia se retrage. După aia stă liniștit. E cineva care e foarte, mă rog, o să fie foarte agitat aici. Persoană care, nu știu, va păstra tăcerea. Poate sunt și niște secrete pe care le afli, niște informații care te pun pe gânduri. Hai să vedem despre ce e vorba. Oh, ok. Ceva ce se întâmplă într-un timp scurt. Ceva ce se întâmplă peste noapte. Și avem aici o regină a frumuseții, o femeie care este adorată, care strălucește, este o femeie modernă, o femeie căreia îi place, nu știu, să asculte muzică, este o persoană foarte energică, da? Și aici avem un triunghi sau o alegere. Surpriza este că cineva va face o alegere foarte rapidă. Ia să vedem, încă o carte. O conștientizare aici. Avem un bărbat mai tânăr sau o persoană cu un aspect fizic mai tânăr, cineva care este foarte spiritual, cineva care are o gândire dintre asta elevată. Parcă cineva se gândește că nu e moral, nu e etic, nu e corect. Într-o zi de sâmbătă sau la o petrecere, la un eveniment, undeva aici se întâmplă ceva. Și e o șansă care apare. E ceva destinat aici. Adică n-ai cum să fugi. Cum ziceau și îngerii. Da? N-ai cum să fugi. Na, pasiune. Deci aici e clar că poate să apară cineva. Sau, este o conexiune foarte puternică aici care se leagă și în care parcă nici nu-i nevoie de cuvinte. Nici nu-i nevoie de cuvinte. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. O veste bună, te dorește cineva și bucurie mare. Deci aici e clar că tu primești o veste extraordinar de bună, care te va bucura. Și pentru unii are legătură cu dragostea sau are legătură cu cineva care, nu știu, se simte atras de tine sau cineva care te apreciază. Uite, poate fi și o prietenă care își dorește să se întâlnească cu tine, care te apreciază, te respectă, ține la tine ca și cum ai fi din familia ei sau ceva de genul ăsta, da? Pentru unii poate e și de dragoste, Doamne ajută, dar tot îmi apare ceva legat de o petrecere, o întâlnire, ceva mare. Vestea bună vine de la drum sau are legătură cu un drum lung sau cu o situație care durează de mult timp. Doar că văd și pe cineva care e puțin înlăcrimat în toată situația asta. Na, cineva care poate are niște probleme. Dar e o veste bună pentru tine, asta e clar. Da? Și încă un mesaj foarte puternic. Aici sunt șanse să cunoașteți pe cineva nou, da? Fie o nouă iubire, fie un nou prieten pe care vi-l faceți, o nouă cunoștință. Și e ceva ce va schimba din temelii lucrurile. Da? E o surpriză legată de o casă mare, o casă străină, un local, un restaurant, o casă mare, ceva. Acolo e surpriza. Hai să mai luăm o carte și apoi vedem ce zic și îngerii romantici, că trebuie să vedem. Da, deci o companie plăcută, o întâlnire și avem cununie, relație. Deci, dragilor, aici e o surpriză foarte mare. Sunt niște discuții extrem de serioase, extrem de stabile.
Hai să vedem îngerii romantici, ce părere au ei. Iartă și învață. Pe cât vei realiza și vei vindeca trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Deci aici cumva cineva trebuie să lase trecutul în urmă. Foarte curând se va decide ceea ce tu vrei și acel lucru va veni către tine. Este o decizie aici, da? E o clarificare. Meriți iubire și avem aici codependență, da? Și că adicțiile afectează viața ta romantică. Poate aveți obiceiuri proaste împreună sau poate e vorba de un atașament foarte puternic din punct de vedere emoțional. Așa cum am zis, poate cineva vrea să dețină prea mult controlul în situație. Iar îngerii zic să-ți lași prietenii să te ajute în situația asta. Că în unele cazuri văd că nu lăsați omul ăla să vă ajute. Sau nu lăsați oamenii din jur să vă ajute, să vă fie alături. Uite, a ieșit un prieten, un prieten bun care îți este alături. Cineva care parcă vine la închisoarea ta, da? Cineva care parcă vine și te ajută, îți dă niște sfaturi, îți este alături. Aici e și un ghinion, dar e și un noroc, adică ceva se și distruge și se naște altceva. Succes, mândrie avem, sarcină sau teamă și mesaj. Poate este o persoană căreia este teamă să te contacteze, da? Afli de o prietenă, nu știu, care a rămas însărcinată. Dar tot apare drumul ăsta, da? Ce-i ce clar, în urma unui drum, da, tu aici vei avea parte de o surpriză foarte mare. Foarte, foarte mare. Și am întrebat ce e cu surpriza asta, da, și îngerii zic că e iubire sau o nouă iubire. E surpriza e în dragoste pentru cei mai mulți dintre voi. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să distribui videoclipul, să-mi lași un comentariu și dacă vrei și tu o citire pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, deci te invit cu drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.